Ideea privind obligativitatea unui certificat verde la unui certificat COVID la locul de muncă a stârnit reacții aprinse și printre simpatizanții AUR, care au și dat năvală zilele trecute în curtea Parlamentului. Cum vi se pare dumneavoastră toată această situație? În primul rând, erați acolo când a avut loc acel protest? Chiar colegii mei senatori făceau o glumă că am trecut fără să fiu huiduit, fără să fiu bruscat sau fără să fiu nici măcar înghesuit cumva. Vedeți, eu vin la Parlament îmbrăcat în straie populare. Fiind și președintele Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România de 10 ani, tot timpul m-am la ocazii speciale și să vii la muncă în Parlament este o ocazie specială, am venit întotdeauna îmbrăcat în straie populare românești, de la noi din județul Alba, eu fiind și din județul Alba. Credeți-mă, am trecut, chiar am oprit exact în momentul, am ajuns cu mașina, exact în momentul în care au dat năvală în curtea Senatului, am trecut fără să fiu huiduit. Ei fugeau către deputat, către Camera Deputaților, eu mergeam în sens invers. Am trecut pe lângă ei, n-am avut nicio problemă, la fel erau deja adunați în fața Senatului, i-am rugat să se dea la o parte, chiar prin mijlocul lor, prin fața intrării, i-am rugat să se dea la o parte, s-au dat la o parte, n-am avut nicio problemă cu dânsii. Cu siguranță în toată manifestarea asta sau în toată agitația asta au fost poate și instigatori. Au fost poate și oameni care s-au trezit în cadrul unei mase și 2, 3, 5 le-au dat de date că ei sunt purtătorii adevărului absolut și atunci s-au crezut mai buni decât sunt. Și atunci poate au făcut acte de bravadă sau... Dar, a fost teamă să treceți prin mulțime, efectiv? Nu pot să spun că mi-a fost teamă, n-am simțit nimic, adică știindu-mă curat, știindu-mă că de-a lungul timpului eu am ținut cu țăranul român, am încercat să găsesc soluții pentru țăranul român și pentru antreprenorul român, pentru muncitorul român, pentru tot ceea ce înseamnă poporul român, nu mă simțeam vinovat cu nimic și de aceea n-am avut nicio problemă. Da, se puteau întâmpla lucruri și eu conștientez, m-am gândit după aia, trecând printre ei, să cineva să se gândească să facă un lucru urât sau să spună un lucru urât, nu mi s-a întâmplat, de aceea n-am cum să vă spun că a fost altceva decât ceea ce a fost. Domnul Simion spunea într-o declarație că au fost 15.000 de oameni acolo. Nu vă pot spune câți au fost și nici nu-mi dau seama, n-am numărat sau să mă gândesc câți au fost. Destul că toate intrările în Parlamentul României au fost blocate și cred că la fiecare intrare au fost cel puțin vreo 200 de oameni, poate în alte intrări mai mult pentru că n-am văzut peste tot, dar au fost ceva, poate 8.000, poate 10.000, poate 5.000, habar nu am și nu vă pot spune că Nu v-aș spune un lucru nici măcar aproximativ. Cum a apărut reacția ministrului de interne, domnul Lucian Vodă? A fost una promptă? Aici, domnul ministru, la fel ceea ce am văzut și jandarmii, venind după ce s-a întâmplat în data de 10 august, când au fost manifestările și jandarmii, au avut o atitudine. Aici era destul de greu să ai aceeași atitudine pentru că n-a ieșit bine, dar chiar colegii deputați de la AUR spuneau, chiar astăzi m-am întâlnit cu câțiva, spuneau, domnule, jandarmii trebuiau să fie mai autoritari, jandarmii trebuiau să-i tragă jos de pe gardurile Parlamentului. Deci lucrurile astea le spuneau și, cumva și colegii de la AUR, n-au fost foarte mulțumiți de atitudinea jandarmilor. Adică, la un moment dat, cred că și lor le-au fost frică că degenerează toată această manifestare, degenerează în altceva care ei nu mai pot controla sau de care ei nu își pot asuma că a fost gândirea lor sau conceptul lor.
Până la urmă nici nu știm. Au fost vandalizate mașinile ambasadorilor, celor doi ambasadori? Nu știu mașinile ambasadorilor, dar vreau să vă spun că mașina unui coleg de-a meu senator, a colegului Laurențiu, a fost vandalizată, a fost murdărită de vopsea, dată cu spray, care chiar colegul meu este, pot să spun, un înger, adică n-a deranjat și nu jignește pe nimeni un senator. Nici n-au știut exact, n-aveam de unde să știa cu... Neșansa lui că a lăsat mașina acolo, dar au fost vandalizate, nu știu celelalte, ce-am văzut și eu de pe canalele de știri, dar colegul meu chiar avea o problemă și era foarte supărat că i s-a întâmplat lui, fără ca el să aibă o vină sau măcar să... Că te gândești, bun, am fost un anti-aur, am fost un anti-sistem, am fost pro-certificat verde, am fost... Te gândești până la urmă, bun, cu ce am greșit. Dar sunt convins că colegul meu, Alfred Laurențiu, n-a greșit cu absolut nimica și totuși mașina i-a fost vandalizată. Acum nu știu, chiar n-am mai vorbit cu dânsul ce măsuri a luat sau dacă a depus plângere, dar asta nu știu să vă spun. Interesant este faptul că în declarația, în conferința de presă de după acest protest, domnul ministru Lucian Bode spunea că nicio mașină a ambasadorilor nu a fost vandalizată. A revenit după aia, din lipsă de informații, da. A revenit după aia și a spus, dar vă spun, eu nu știu de mașina ambasadorului ce am văzut pe canal de știri, știu că mașina colegului meu, Alfred Laurențiu, a fost vandalizată, a fost murdărită de vopsea. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație și cum credeți că au perceput cei din afara țării, da, statele Uniunii Europene, partenerii României? Cum credeți că au perceput această... Eu nu pot să dau, vedeți, venim după 2 ani de restricții, venim după 2 ani de nu avem voie decât 50 de oameni să facem manifestări, nu avem voie decât 100. Lumea cumva trebuia să refuleze. Existau atâtea neplăceri, existau atâtea frustrări, existau atâtea lucruri care nu funcționează, sunt atâtea lucruri care nu funcționează. Nici eu nu sunt mândru de unele lucruri care nu funcționează, chiar dacă suntem la guvernare. Ei, lumea cumva trebuia să-și pună oful, să poată să-și prezinte durerile. Aceste manifestări au venit cumva după 2 ani de zile. Oamenii poate și l-au dorit. Eu văd că mă întâlnesc cu oameni pe stradă în momentul în care am luat atitudine cu legea porcilor, în momentul în care am luat atitudine cu deschiderea târgurilor în zonele rurale, lumea îmi cerea, hai să mergem la ANSVSA, hai să mergem la Ministerul Agriculturii, vorbesc de anul trecut, sau de mai în primăvară. Lumea își dorea un pic de acțiune, lumea își dorea să poată să-și pună oful, să-și strige oful, mai exact. Cred că o să mai fie. Am văzut că și sindicatele acum au început să-și pună necazul. Este dreptul lor, este democrație. Trebuie să-i ascultăm pe toți și să găsim soluțiile cele mai bune întotdeauna pentru ca lumea să simtă în siguranță, să se simtă cumva protejată și financiar. Pentru că unele lucruri pleacă de la lipsurile bănești, lipsurile financiare. Adică a scăzut puterea de cumpărare. Venim după un an care n-a fost cel mai greu an, dar lumea resimte acum cu scumpirea la gaze, la curent și fără să cumva să creadă lumea că eu mă ridic cumva în afara problemelor acestea, vreau să vă spun că pe lângă costurile ridicate la energie electrică, mai vin și creșterile de prețuri la aliment. Adică cumva săracul om este lovit de 2 ori, de 3 ori. Cresc prețurile la servicii, cresc prețurile la energie, cresc prețurile la alimente. Nu-i foarte ușor, mai ales în perioada asta. În perioada asta, când fiind și antreprenor de 25 de ani, întotdeauna sfârșitul lui decembrie, ianuarie, februarie, era cea mai slabă perioadă din an, pentru că tractoristul nu mai avea de lucru, căruțașul nu mai avea de lucru, constructorul nu mai avea atâta de lucru pentru că vine frigul, nu mai poți să lucrezi atât afară. Și existau câteva clase sociale sau câteva meserii
care nu mai puteau să câștige bani.